Dacă vorbim despre o seară specială, și este o seară specială, atunci ar trebui să fie o seară cu tinerii, pentru că ei ne aduc aminte de lucrurile frumoase din tinerețe și ne dau speranță că într-o zi vom întineri și noi, ca vulturul. N-am înțeles niciodată exact cum e asta cu întinerirea ca vulturul, dar tot sperăm că în timp ce omul de afară trece, măcar omul dinăuntru se înnoiește. L-am citat pe Apostolul Pavel, cum bine știți. În seara aceasta am bucuria să fiu un platou cu niște tineri faini. O să vă dați seama cât de faini, nu în totalitate, că emisiunea e scurtă, dar haideți măcar să știți cum îi cheamă. Daniel. Mulțumesc, Daniel, că ai venit. Simina. Eunice. Bine ai venit. Robert. Bun, Robi, Robert. Robert. Fiecare cum te știe, da, e ok, tu o să răspunzi, da. Bun, cum sunteți? În ce etapă a vieții ești? Sunt căsătorit împreună cu soția mea aici în platou. Avem un pitic de un an. Lucrurile merg bine. Deci ai supraviețuit un an. Da. Am dat un an cu copilul și 3 ani împreună căsătoriți. Mă tem să te întreb, dar te întreb. Tu să răspunzi înțelept. De când a venit copilul, n-ai trecut cumva pe locul 2 un pic? Eu sper că nu. Așa, speră. Continuă să speră. Da, de ce bine? Da, până zâmbim, este ok. Da, așa. Nu ne spui tu cum e realitatea, spune tu cum ești. Copil de un an și soț de mai mulți. Da, e ceva nou pentru mine, e un pic greu, dar încerc să fac să fie bine. Ce poate fi greu cu doi băieți? Unul cu mofturi, unul cu pretenții. Pe ăsta mic îl înțeleg că el e copil, dar de la el am pretenții mai mari. Și tu ai pretenții, am înțeles, da, bun, asta. Voi? Eu sunt studentă, necăsătorită. Ce fericită ești, de invidiază ăștia. Probabil la anul, deci e lămurită. Mai mult de fericire până atunci. Nu, că este fericire și după, da. Un profesor de-al nostru care obișnuia să meargă și la stupi, avea nu mulți, dar câțiva, el ne explica ce înseamnă fericirea sub povară. Și el spune așa, te duci, lucrezi foarte mult, apoi umpli lada, nu știu ce ladă, cu rame, ramele sunt pline, e grea, trebuie să o duci la storcător, dar în timp ce porți greutatea, ești fericit că e dulce, da? Deci ceva, dar n-are rost, le afli tu după, o să fie numai bine, da? Și eu căsătorit, prin harul Domnului, un băiețel de 8 luni jumate și suntem bine, ne înțelegem bine cu ajutorul lui Dumnezeu și putem să slujim așa cum trebuie. Așa, vorbim despre sărbători, că nouă ne plac sărbătorile, românilor chiar ne plac sărbătorile și din povești, în realitate. Spuneți-mi, ați face vreo legătură între întruparea Domnului Iisus Hristos și tinerețe, tineri, viața tinerilor? Am uitat să vă spun, intrați, care doriți. Dați năvală, nu stai până și alege el cuvintele, că acum el deja se gândește, iar îl aude nevasta, deci s-a prins. E bine că s-a prins repede. Da. Așa. Dacă am putea face o legătură, după părerea mea și în opinia mea, întruparea Domnului în lume și venirea Domnului în lume a fost tot ca și un copil, crescând în fiecare etapă a vieții, exact cum poate am făcut-o și noi, bineînțeles în alte vremuri, bineînțeles în alte stadii, dar a trecut prin aceleași etape prin care trecem și noi astăzi. Cam cât îți imaginezi, ce vârstă avea mama lui Iisus când l-a născut pe Iisus? Așa, o imaginație. Cam la vârsta mea, 20-20 și peste. Tânără? Destul de, da. Deci poate folosi Dumnezeu o mamă tânără să facă o lucrare deosebită? Așa este. Așa este, da, da. Ce-a dus Domnul Iisus Hristos fetelor? Că ești mamă de băiat. Bucurie și o onoare ca să poți să crești un copil spre slava lui Dumnezeu și să-i dai o educație și să-i întipărești de mic valorile creștine. Cred că e ceva minunat. Deci asta te referi pe de-o parte Maria, care a avut privilegiul să-L crească pe Iisus, apoi în general ca mamă. Și ai zis bucurie. Deci ideea aceea că o bucurie pentru tot norodul se aplică și fetelor. Da. Tu ai avut bucuria asta înainte de a te mărita? Da, am avut. Bucuria de a-L cunoaște pe Iisus. Da, interesant. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos prin coborârea în lume pentru băieți? Păi ca pentru toți oamenii mântuire, în primul rând. Păi nu știu, așteptam să o zici. Tu mă gândeam ce ți-a așa de mult. Asta a venit.
Dar eu m-am gândit mult la lucrul acesta. Putea să vină adult. Putea să vină adult și să mântuiască. Scurta treaba. Exact. Exact. Dar au ales să înceapă de la început. Și să înceapă cu... Adică mă gândeam și mă uitam la copilul meu cât de neajutorat este în multe lucruri. Adică trebuie să fiu atent la el. Și mă gândesc, având în vedere că sunt și sărbătorile, cum era și Domnul Iisus. Trebuiau Maria cu Iosif să aibă grijă de el, să-l schimbe, să-l îngrijească, să-i ofere protecție. Și totuși Dumnezeu. Era Dumnezeu și s-a întrupat. Și a ales să facă lucrul ăsta pentru omenire, pentru băieți, pentru fete, pentru bătrâni, tineri. Deci și pentru tine. Da. Mă gândeam, dar nu e bine să spui tot ce gândește. Mă gândeam, oare cât timp mai trebuie să treacă până copilul lui o să se uite la tată, o să spune, de ce ne-a ajutorat din tata? Hai să-l ajutăm. La tine nu se întâmplă așa. Voi sunteți părinți tineri și sunteți la curent cu toate. Deci vine Domnul Iisus Hristos în omenire, folosindu-i pe tineri, mântuindu-i pe tineri, binecuvântându-i pe tineri, da? Noi tot știm că Domnul Iisus Hristos a luat copii în brațe și i-a binecuvântat. Cam cât de aiure ar fi să credem că i-a binecuvântat și pe tineri? Nu cred că ar fi aiurea deloc. Ținând cont că a binecuvântat copiii la vârsta în care ei aveau nevoie de o binecuvântare, fiecare avem nevoie de o binecuvântare. Însă și când am dus copilul meu la binecuvântare în biserică, îl va urmări toată viața. Însă mai e nevoie și la o anumită etapă, alta etapă a vieții, tinerețea, când deja crești și în anumite momente crezi că ești cel mai bun, crezi că nimeni nu se poate pune cu tine. Ați trecut și voi pe acolo? Am trecut pe acolo, da. Și ai nevoie de o binecuvântare nouă. Și anume, dacă când erai mic, binecuvântarea rostită de fratele care s-a rugat pentru tine a fost ca să ajungi să, într-o familie a lui Dumnezeu, să fii un copil al lui Dumnezeu. Când ești mare și ești un copil al lui Dumnezeu, deja un tânăr, o altă binecuvântare e să începi să-L slujești pe Dumnezeu și cum să-L slujești pe Dumnezeu. Și anume, trebuie să fii binecuvântat din nou de Dumnezeu. În fiecare zi binecuvântat. Îl avem pe Iacov. Care... Am vrut să văd dacă ajungi acolo, că eu fiecare eram zi. Acolo cu fiecare da. Zi. În fiecare zi. Și ai nevoie de binecuvântare. Îl avem pe Iacov care cerșește o binecuvântare, între ghilimele, de la Dumnezeu. Dar o primește. O primește. O primește. O primește. Insistența înaintea lui Dumnezeu face lucruri mari. Când bun, hai atunci, dacă tot ai vorbit de mai multe etape în viață, spuneți-mi un pic familia în care ați crescut. Fac parte dintr-o familie de 7 copii și doar 2 copii suntem botezați și mântuiți. Așa. Dorim să fim mântuiți cu adevărat. Eu sper ca Dumnezeu să-i întoarcă și pe ceilalți ai mei, mai ales pe băieți, la mântuire. Sunt 4 băieți și încă o fată care nu sunt întorși cu adevărat. Și eu ți am se credință. Pare că e un pic mai greu la băieți? Da. Da? Da, e cel mai greu și am trecut prin multe situații care mi-au arătat că Dumnezeu e credincios, e bun și deși am deznădăjduit de atâtea ori și credința mi-a fost la pământ, Dumnezeu a făcut astfel încât să mă pot ridica și să cred în continuare că dar va fi bine. Dar de ce crezi tu că Dumnezeu se descurcă mai greu cu băieții? Nu cred că se descurcă mai greu. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit aceste situații ca să fie oarecum o lecție pentru mine și pentru ceilalți membri și nu numai. Pentru că modelarea nu e ușoară când vrei să scoți un vas de cinste. Eu așa am început să cred și tind să rămân cu această convingere. Dar pe tine ce te-a ajutat să te gândești la o relație personală cu Dumnezeu? Cel mai mult m-a ajutat momentul în care am așteptat ca Dumnezeu să-mi vorbească și să mi se descopere personal în anul 2018 și convingerea era tot mai puternică. Nu puteam să mai petrec o zi fără ca să am dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, de a-L urma și simțeam un gol foarte mare până când am decis și am considerat că asta este nașterea din nou pentru mine. Te-ar putea acuza cineva vreodată că te-ai îndrăgostit de Iisus? Nu. Poate ei m-ar acuza, dar nu m-aș simți acuzată. A, nu te-ai simți acuzată. Bun, ia să auzim. Hai să le lăsăm pe fete să ne spună că ajungem și la băieți, că la voi e mai complicat. Ia să vedem cât de ușor a fost la tine. La mine nu a fost deloc ușor. Nu. N-aș crede.
Mai am 11 frați, în total suntem 12, am fost 13, unul a decedat. Am crescut într-o familie cu mulți copii și am avut un trai greu. Dar, te referi din punct de vedere material? Da, material, și cred că asta m-a și făcut apoi când am crescut mai mare să mă apropii mai mult de Dumnezeu din cauza situației și a fraților mei mai mari care ne făceau multe probleme. Tot băieți. Da, tot băieți. Băieții sunt mai încăpățânați. Da, noi am fost mai ușor de modelat tot timpul. Cu toate că am crescut într-o familie creștină, părinții fiind creștini și mama și tata plecau mult în misiune, am putut și am avut ce să învățăm și să vedem de la ei. Și din, dar nu orice se lipește așa ușor. Da, corect. Da, și am și eu trei frați care încă nu și-au întors la Domnul, dar eu cred că ne folosește Dumnezeu pe noi, pentru ei, și ne rugăm și credem că într-o zi o să fie și ei mântuiți și sperăm. Chiar dacă sunt la casele lor, toți sunt mari, au aproape toți copii, contează mult lucrul ăsta și pentru familie cel mai mult ne rugăm și sperăm să fie bine. Ai avut un moment în viață în care ai fost supărată pe Dumnezeu? Da, am avut mai multe momente, spun asta cu regret, nu sunt mândră, dar cel mai mult am fost din cauza familiei și situației, pentru că vedeam multe lucruri și mi-era greu. Și nu înțelegeam de ce Dumnezeu nu lucrează sau de ce nu face ceva. Că știe că el poate. Da, el poate și are timpul lui. Da. Dar asta cu timpul e mai greu. Să așteptăm, da. Au fost mai multe situații din viața mea când, da, a fost mai greu un pic. Te las acum, că tot ai vrut să vorbești așa mai general și o să devine specific. Spune-mi un lucru care ți l-ai dorit în copilărie și nu l-ai putut avea. Mai multă iubire. Mai multă iubire? Da. Am vrut să zic să nu știu de roche, dar uite, ea nu. Eram mulți și atunci părinții fiind plecați, tata lucra, mama toată ziua curățenie. Păi clar că dacă ai 12 copii în viață, nu poți să stai să-i îmbrățișezi toată ziua și cu ce-i hrănești. Da, adică și... pentru noi e ușor acum. Da. Și mama tot era greu să se împartă la atâția. Exact. Și atunci noi copiii simțeam de multe ori că parcă am fi vrut mai multă atenție din partea lor. Și am înțeles după aceea că nu era posibil cu atâția copii. Cum ai hotărât tu? Să ai o relație personală cu Dumnezeu. Păi, noi suntem trei băieți, mama... Toți cu probleme. Da. Acum, în general, am observat, băieții se maturizează mult mai greu decât fetele, dar în final o facem și noi. La 70 de ani, ok. Probabil încă nici nu m-am maturizat. Dar am crescut într-o familie creștină, dar știți cum era? Noi mergeam duminică dimineața la biserică cu nuiaua. Nu ne plăcea să ne trezim dimineața. Adică mai bine dormeam și atunci lucrurile astea au fost bine, puțin la fotbal grele. Cred că v-ați fi trezit. Da, la orice altceva ne-am fi trezit. În timpul săptămânii eram la 7 dacă era vacanță, dar când era duminică dimineața lucrurile stăteau altfel. Și ei își doreau, părinții mei cel puțin, eu vedeam dorința lor pentru noi, ca să-L cunoaștem pe Domnul, să-L cunoaștem personal, dar dragoste cu forța nu se poate. Păi stai să spun, la noi, la părinți, nu e numai că dorim, noi dorim și mai repede decât noi și mai bine decât noi, știi, ca să... Asta este. Și undeva pe la 14 ani... aveam o viață dublă. Când eram acasă la Petroșani, aici, împreună cu familia, mergeam la biserică, forțat, neforțat, un altă, dar când plecam la țară, la bunici, lucrurile stăteau altfel, ne țineam de prostii și așa mai departe, până într-un moment nu în viață... Cu bunici, bunici nu știam, cu bunici, da. Cu bunici, cu frații mei și cu ceilalți tineri. Și a venit un moment în viața mea când, cred că aveam undeva la 15 ani, când Dumnezeu a îngăduit un accident peste familia noastră, eram doar eu cu unul dintre frații mei și părinții mei în mașină și într-un moment cu ploaie ne-am răsturnat cu mașina, apoi vă dați seama, s-a întâmplat sâmbătă, duminica, eram amândoi la biserică sfinți. O anie, cuminte, a fost da, dar nu atunci a fost întâlnirea mea reală cu Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit, nu ne-am pocăit atunci, nu l-am cunoscut personal atunci, dar a îngăduit peste viața mea să
Într-o seară, stând la calculator cu frații mei, ne jucam, mă jucam cu un ac în gură. Mă jucam cu un ac cu gămălie și cu partea cu, cu bilă, o bilă. Și cu acul în gură am înghițit acul. E ok. Și da, da, nu, ce să, l-am înghițit, am stat 3 zile în spital, vreo 20 și ceva de radiografii, vedeam frumos acul cum se plimbă prin interiorul corpului meu. Așa e treaba. Și atunci m-am rugat mult. Și totuși, după întâlnirea... Așa s-a concluzia că da, Dumnezeu s-a pricepe da, și la da, ace. Da, da. Interesant. Și totuși, nu atunci a fost întâlnirea, mai trecut un an. Am descoperit la școala generală unde eram, am descoperit un profesor și avea mai multe chitări și mi-a plăcut chitara. Și atunci m-am rugat de mama mea să-mi cumpere o chitară și mi-a spus așa, zice, dacă te duci la tineret, dacă îmi promiți că te duci la tineret, îți cumpăr chitară. Și atunci lucrurile or trebui să fie... Dar m-am ținut de promisiune după câteva luni și în momentul când am ajuns la tineret, țin minte și acum se cânta cântarea jos la picioarele, ți stau adânc plecat. În momentul când a început cântarea aceasta la tineret, am simțit așa cum ceva mi-a cuprins ființa și știam că-s păcătos, știam că am nevoie de iertare, dar nu, lucruri care poate le-am învățat la școala duminicală, atunci, în momentul ăla, au trecut așa toate prin fața. Acum căpătau lumină și da, esență. Da. Și atunci am știut că sunt salvat. Te-ai ținut și de chitară sau numai de... Da, îmi slujesc cu chitara. Vezi să ai grijă mai mult de nevastă de chitară. De chitară are, de chitară are grijă băiatul nostru, da, toată ziua pe ea acolo în casă. La fel și eu am crescut într-o familie de creștini, suntem 3 frați, părinții amândoi întorși la Dumnezeu, am o poveste mai complexă, am trecut prin 3 biserici diferite ca să ajung acum aici, am crescut într-o biserică creștină după Evanghelie, tata e slujitor acolo prin harul Domnului, l-am cunoscut oarecum pe Dumnezeu, am auzit despre Dumnezeu, nu l-am cunoscut în totalitate atunci. După 14 ani am ajuns să fac botezul, să închei un legământ cu Dumnezeu. Pot să spun că a fost dintr-un cuget curat, însă dintr-o lipsă de maturitate în momentul ăla, 14 ani. Am ajuns apoi să cad de pe cale cumva și să merg din cauza anturajului într-anumite în jocuri de noroc, în alcool, timp de 2 ani de zile, până la vârsta de 17 ani, când... Țin minte că era o seară, a fost o seară magică, între ghilimele, în care Dumnezeu s-a coborât la patul meu. Mi-am pus o întrebare, oare dacă asta vreau să fac cu viața mea, asta vreau să trăiesc până la urmă, tata slujitor în adunare, eu în baruri, așa mai departe. Și am zis, Doamne, până atunci a fost, după 2 ani, prima rugăciune pe care am înălțat-o și am zis, Doamne, cunoști toate lucrurile, dacă poți face ceva și știu că poți face ceva, fă. Atunci m-am pus să dorm și m-am trezit auzindu-L pe Dumnezeu că vorbește. Și anume, întoarce-te acasă, tu ești copilul meu, ăsta au fost cuvintele Lui. N-am mai dormit toată noaptea aia, m-am plâns și am realizat că Dumnezeul despre care spuneam, începusem să spun că nu există, deși am auzit despre El și am crescut cu El, mi-a demonstrat mie atunci că există. A fost un moment în care, oricum în ziua următoare, mi-am sunat toți prietenii și am spus, la mine s-a stopat tot, și jocuri de noroc, și alcool, și toate lucrurile pe care le făceam înainte, e totul gata. Cercul meu de prieteni s-a schimbat, l-am cunoscut pe Dumnezeu vorbindu-mi și țin să cred că de atunci a mai vorbit Dumnezeu. Și prin harul lui Dumnezeu, pot să continui să-L slujesc pe Dumnezeu cu familia mea, fie prin cuvânt, fie prin cântare și în continuare îmi doresc din toată inima ca acea voce pe care am auzit-o să mai fie și astăzi și cred că este. Bun, scăpând un pic de voi, dar nu de tot, haideți să facem un pic legătură între tineri și biserică. Că sunteți voi tineri, sunt și alții mai tineri ca voi, dacă Dumnezeu o să mai țină lumea, sperăm să mai fie tineri, că nu, crește copiii voștri. Din perspectiva voastră, cum poate ajuta biserica un tânăr
să-L cunoască pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, să întărească relația cu Dumnezeu, că e clar că biserica nu poate face nimic în locul tânărului. Cum nici părintele, nici la voi, nici la mine, n-a putut să facă în locul vostru. Dacă ați zis un pic, puțin despre părinți, spuneți-mi despre biserică. Ce ar trebui, ce ar putea face biserica pentru tineri sau ce ar trebui să nu facă biserica? Poate și asta este o chestie. Începeți care vreți. Din punctul meu de vedere, frații ar trebui să fie un exemplu, la fel cum mi-aș fi dorit probabil să fie și în familia mea, deși de multe ori mama a reușit, de multe ori poate a eșuat din cauza greutăților, etc. Să vorbească cu blândețe dacă au ceva de spus, pentru că greșim. Datorită versetului care este în Biblie, învață pe copil de mic calea pe care trebuie să urmeze și spune când va îmbătrâni nu se va abate. Nu spune că atunci când este tânăr nu va cădea sau nu va greși. Oh, ce mai liniștit, deci mai am până îmbătrânesc. Și, nu știu, acesta este punctul meu de vedere, că blândețea, dragostea, tot timpul ori ajutat pe cei nevoie. De exemplu, mie dacă mi se spune cu un ton diferit, dacă mă ia cineva cu vorba aspră, nu va reuși niciodată să rezolve lucrurile. Deci tu nu-mi spui mie să tac, ci să spun adevărul, dar să am grijă cum îl spun. Da, mustrarea cu blândețe și cu dragoste. Contează foarte mult. E bine, bine că nu-mi pui scoci pe gură de tot. Ce-ar conta din punctul tău de vedere? Cum a spus și Simina, cred că frumos ar fi ca fiecare tânăr să aibă un fel de mentor, ca să zic așa, frați care să meargă să îi întrebe dacă îi pot ajuta, pentru că tinerii nu prea se deschid. De ce tot frați? Nu puteți și surori? Și urma să zic și surori, tinerii nu sunt așa deschiși cu alți frați și alte surori, nici cu părinților, doar ei între ei. Și cred că ar conta foarte mult să aibă, să meargă la ei, un frate, o soră, să îi întrebe. Poate au nevoie să se descarce, să spună cuiva problemele lor. Și iarăși, încă un lucru care l-am observat eu, să nu se lase prea multă libertate tinerilor, pentru că se acceptă cu multe lucruri, lasă vină și așa îmbrăcat, lasă facă și lucrul ăla, adică pe stradă poate să înjure, dar în biserică dacă vine, lasă să cânte la pian că nu-i cine. Cred că trebuie și anumite restricții, nu lăsați tinerii așa. Adică să nu se leagă că relația cu Dumnezeu chiar poate fi oricum? Da, deci nu poate fi oricum. Și dar nu poți să slujești oricum. Eu am o întrebare, sigur, sinceră. Voi mă puneți într-o situație un pic delicată în sensul că îmi spuneți mie, cel mai în vârstă, să mă duc eu înspre voi. Și mie tot mi-au băgat unii în cap că așa de mare este prăpastea între generația mea și generația voastră. Și m-am setat cumva că voi nici nu să stați de vorbă cu mine. Deci, din capul locului eu n-am ce discuta cu voi, pentru că sunt un dinozaur expirat și când mă duc înspre voi... Eu n-am crezut niciodată lucrul ăsta. Tot timpul scrie și în Biblie că să respectăm persoanele și perii albi și eu cred că avem foarte multe de învățat. Cred că avem foarte multe de învățat de la frații și surorile din biserică care sunt mai în vârstă decât noi, au experiența mai multă pe calea Domnului. Eu cu drag m-am dus când am avut nevoie și am apelat la frați, surori. Și pentru mine a fost un lucru foarte bun. M-au îndemnat și cu dragoste să fac ceea ce trebuie. Deci ai avut experiențe frumoase? Da. Când ai îndrăznit-o? Mă gândeam... legat de frații care, cel puțin, nu neapărat conducerea bisericii, contează și cum te apropii de tineri foarte mult. Dacă doar de la amvon și doar din față, când sunt programele obișnuite în timpul săptămânii sau duminica, spui anumite lucruri sau afirmi anumite lucruri, nu-i de ajuns. Adică eu așa cred. Un păstor sau un frate din comitet care pune preț pe tineri și eu mă gândesc că tinerii sunt importanți în biserică, se implică în viața lor. Adică dacă trebuie făcut ceva, nu știu, o simplu ajutor, voluntariat, am observat dacă păstorul e la lucru împreună cu tinerii, lucrurile stau altfel.
Adică tinerii spun, mă, păstorul vine și ne ajută, el îi prezent primul aici, fiind vorba de voluntariat. Iar legat de relația dintre tineri și vârstnici, de multe ori, știți cum îs părinții, nu fă aia, dar de ce să nu fac aia către copii? Nu explică. Nu fă aia, dar atât, s-o termina lucru. Dar, cum să spun, tinerii nu au experiență, cu toate că poate știu mai multe lucruri decât... Informații, cel puțin foarte multe. Eu cred și sunt convins că generația în vârstă este mult mai experimentată și știe cum să înceapă o discuție, să... o simplu prietenie, să arate că poate să fie prieten. Eu asta cred că ajută foarte mult. O întrebare care aș avea eu pentru oricare. Am înțeles că, cel puțin voi, încurajați să vorbim cu tinerii. E adevărat, nu să vorbim oricum, ci să vorbim înțelept. Mai pe ocolite sau mai pe direct cu voi? Clar direct. Direct. Deci, nu cred, nu. Direct, eu... cum a spus și Simina, cu blândețe, dar direct. Adică ei au așa un simț, nu știu, pentru, nu vreau să zic falsitate sau ipocrizie, dar știu că e greu să intri în subiecte delicate. Masca e la modă, oricum. Da. Noi o purtăm de mult. Dar eu cred foarte mult că dacă atingi subiectul direct, lucrurile... Eu n-aș vrea să-mi spună cineva pe ocolite, vezi că nu ești bine sau așa. Uite, am văzut... Punctual. Exact, da. Simplu și la obiect. Părerea mea, cel puțin. Da. Da, ați spus la un moment dat că între generații s-a format o prăpastie sau ceva de genul. S-a format o gândire diferită, de fapt. Cred eu. Tinerii, unii dintre tineri, cred că pot să meargă oricum pe cale și putem face numai să fim în față, să cântăm, să predicăm sau orice, să fim văzuți, în timp ce frații în vârstă, care au ținut pocăința așa cum au primit-o de la Dumnezeu, știu bine că așa nu merge. Într-adevăr, se formează extreme la un moment dat, unii au anumite extreme, tinerii altfel. Și vreau să spun cum poate să ajute biserica un tânăr și vreau să vorbesc din propria experiență, prin harul Domnului și cu ajutorul Domnului, biserica în care sunt acum m-a primit cu foarte multă căldură. De 3 ani, aproximativ 3 ani, slujesc în biserica unde sunt acum, Biserica Smirna din Iscroni, și am venit acolo și am fost primit ca într-o familie. Și anume, dacă fratele slujitor care trebuia să fie la amvon în dimineața aia, au venit la mine și au spus, frate Dani, uite, în dimineața asta aș vrea să-ți cedez locul, să urci tu acolo. Vreau ca Dumnezeu să lucreze prin tine, vreau să-ți dau un avânt, vreau să văd că ești în slujba lui Dumnezeu în totalitate. Și văzând lucrul ăsta, practic, m-am apropiat eu personal de frații în vârstă. Nu a fost doar o duminică, au fost mai multe duminici în care au venit și au spus, uite, vrem să slujești tu, vrem să-ți dăm o libertate, vrem să te vedem în slujba lui Dumnezeu. Consider că în ziua de azi, anumite persoane, nu putem generaliza, dar de multe ori se ține de amvon. Mulți țin de amvon și mi-e greu să-mi cedez locul. De ce? E cald sau ce? Cine știe. Un impuls pe care poate biserica să-l dea tinerilor este să-i pună în slujba lui Dumnezeu. Deci asta era o întrebare. Implicarea în ceva, nu oricum, dar implicarea tinerilor în ceva, îi ajută sau îi încurcă? Eu cred că îi responsabilizează. Chiar dacă există frica să greșească din partea fraților, e foarte important să implici cel puțin tinerii care n-au mai fost implicați. Într-un fel le dă curaj, chiar dacă la început e greu, orice început e greu și cel puțin în fața mulțimii, emoții, trac, bâlbâială și toate lucrurile care sunt, dar, cum să spun, în mediul restrâns, noi avem slujbele de rugăciune, slujbele de învățătură, joia, miercurea, vinerea, pentru început acolo eu cred că foarte mult ajută implicarea lor și
într-un fel să le dai aripi. Cred că poți sluji, am văzut la tine darul acesta, poate, sau pur și simplu să ai încredere. Da. Îi ajută și din punctul ăsta de vedere să-și facă prieteni. Contează foarte mult antorajul din biserică, să te apropii de alți tineri. E greu să-ți faci prieteni și dacă deja îți faci și ai colegi la școală și ai un anturaj greșit, atunci e clar că te duci cu ei acolo. Dar venind în biserică și implicându-i, ajută mult lucrul ăsta pentru ei să-și facă prieteni, să rămână într-o relație sănătoasă acolo. Pentru mine, de exemplu, a fost constructiv ca de fiecare dată când cineva mă punea într-o slujire, lucrul acesta accentua independența mea și dorința mea de a face ceva bun. Cum spunea Robi, tracul de scenă, între ghilimele, emoțiile și toate scădeau și simțeam că sunt utilă. Dar așa, uite, să te întreb pe tine. Dacă eu aș fi slujitorul și m-aș gândi să te chem să slujești undeva, ți-ai dori să te anunți cu 5 minute înainte sau cu 5 zile înainte? În ultima perioadă, spontaneitatea m-a prins, pentru că de multe ori, când nu-ți programezi anumite lucruri, se întâmplă să fie cele mai frumoase. Așa că nu m-ar deranja nici cu 5, dar nici cu 5 zile. Da, pentru că persoanele sunt diferite, adică pe unul cu 5 minute chiar îl ajuți, zboară, și altul l-ai pus într-o situație, se face el de rușine și altă dată poți să-i spui cu 5 zile înainte și spun eu pe acolo nu mai trec. Da. Deci aici e foarte important. Bun, voi sunteți conducerea bisericii de mâine. Ca să nu zic de azi, să nu aveți probleme, da? Deci voi sunteți conducerea bisericii de mâine. Acum, ca să nu-mi pierd și eu chiar toți prietenii, nu o să vă bag așa direct în comitet pe voi fetele, știți că la noi în comitet e numai bărbații, dar voi vorbiți cu bărbații acasă și le spuneți ce să zică la comitet sau după ce vă spune aici hotărâre la comitet, voi le spuneți că nu-i bine și marta viitoare schimbăm noi la comitet cu mulți din restul, dar asta nu se spun, da? Deci, lăsând așa că numai băieții, totuși vă bag pentru 5 minute în comitetul bisericii pe toți. Spuneți-mi cum arată biserica pe care o conduceți voi cu ajutorul lui Dumnezeu, ce păstrați și ce schimbați? Să văd dacă mă fac membru. Ce aș schimba eu? Ce aș păstra în biserica mea? În biserica în care slujesc? În biserică. În biserică, ok. Da, să nu... Ce aș păstra este sinceritatea cu care vin oamenii și frații la biserică. Iar felul de închinare al bisericii l-aș păstra, timpul de rugăciune inevitabil trebuie să fie într-o biserică, consider că e cheia succesului pe calea credinței. Dacă nu ai o conversație cu Dumnezeu, nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu vorbești cu Dumnezeu, n-ai cum. La fel, nu poți să vorbești cu cei din jurul tău dacă n-ai o comunicare bună, decentă înaintea lui Dumnezeu. Ce-ai schimba? Ce-aș schimba? Aș schimba șabloanele. Din ultima perioadă, în ceea ce am observat eu, mergem după un anumit șablon, și anume vorbesc din ce am observat în anumite biserici, și anume faptul, mergem la ora de rugăciune și avem 4 rugăciuni. Asta știm sigur, cu asta începem de fiecare dată, 4 rugăciuni, și prima e de mulțumire, a doua de mărturisire, a treia pentru popor, a patra pentru bolnavi. Duminică de duminică se întâmplă cam același lucru. Aș schimba lucrul ăsta. Poate cineva are nevoie să vină și să stă slab cu credința. Și un verset care să-l întărească pe partea credinței. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne mărească credința sau să ne întărească credința. Poate ar putea să-i schimbe starea omului. Și anume, da, ne rugăm pentru ăsta care e în suferință. Dar eu personal poate stau bine. Din punct de vedere trupește, poate din punct de vedere sufletește. Sunt sănătos, dar am nevoie de retușuri. Am nevoie de credință, am nevoie poate ca vorbirea mea să fie dreasă cu sare, și anume, sunt deficitar pe partea vorbirii. Degeaba, nu e degeaba, că nu degeaba te rogi pentru cei în suferință în momentul ăla atunci. Nu e degeaba, te rogi. Însă e nevoie să lăsăm cumva călăuzirea Duhului lui Dumnezeu să vină. Și anume, deci nu că șabloanele ar fi rele, dar există și pericol. Există și pericol. Există un pericol în care pentru unii, apropo, sunt persoane care se simt foarte confortabil în șabloane. Nu știu, așa sunt ei. Sunt alții care în momentul în care ai scos un șablon s-o și decuplat. Că el știe tot firmă și merge pe alte. Dar
Dar cu asta aș merge mult pe ideea, în timp ce noi ne pregătim și ne gândim, dacă vrei, la un program, la o închinare organizată, că suntem într-o viață organizată, societate, să-i lăsăm ușa deschisă lui Dumnezeu. Despre asta este și vorba. Chiar dacă poate ar rupe unele șabloane, dar să nu ne audă cu șabloanele. Ce ai schimbat? Ce a schimbat? Da. Probabil seriozitatea din partea multora, probabil, în primul rând, a tinerilor. Aole. Și extremele la care se duc anumite situații, cum spunea, cred că Eunice, sau nu mai mi-amintesc exact, sunt situații în care ajungem de unii țin de standardele lor, ceea ce au primit, cum s-a trăit în trecut, și unii aduc lucrurile prea în stilul contemporan. Și atunci trebuie să se găsească o cale de mijloc, să fie înțelegere. Bun, hai ca să nu ne arunce ăstea cu roșii în noi și cu ouă, să lămurim un lucru. Care din voi ați schimbat Biblia? Deci nu vorbim despre principii biblice. Biblia rămâne aceeași, noi nu umblăm la ea. Ca unde se liniștească. Deci dacă ne trece prin cap să schimbăm ceva, nu schimbăm Biblia. Lăsăm Biblia să ne schimbe pe noi. Exact. Dar probabil ați văzut voi sau am văzut noi că unele chestii n-au ținut neapărat de Biblie, nu? Da. Și atunci când facem noi din niște lucruri care poate în generația mea au ajutat, dar nu vă mai ajută pe voi. Nu știu de ce trebuie să țineți voi de chestia din generația mea. Mentalitatea. Da, da. Să se adapteze situațiilor în care se află. Eu am, dacă vreți, exemplul ăsta simplu, nu fac acum. Sfințenia nu se poate negocia. Și sperăm că niciodată nu se va negocia. Eu pot să spun ce mă ajută pe mine să fiu sfânt. Da. Și eu pot să spun, pe mine mă ajută foarte mult în sfințenia mea să mă plimb jumătate de oră dimineața la ora 5 prin parcul de nu știu unde sau pe dealul cu tare, să meditez și toate astea. Și până aici aveți ceva împotriva mea? Nu. Dar dacă eu vin și spun, dacă vreți să fiți sfinți, toată lumea dimineața la ora 5, cu papuci cu care mă încalc eu, vă plimbați pe deal. Ați avea ceva? Da. Păi frate, pe tine te ajută plimbatul, pe noi ne ajută să dormim până la 7, ca să fim cu mintea lucidă, că noi seara citim Scriptura și ne ajută. Da, scuze. Că... Da. Eu exact asta aș schimba. Ce spuneți dumneavoastră? Adică să nu fie ce zic eu, da? Înțeleg. Nu. Se ridică anumite persoane de la amvon, frați și surori, și ei cred și spun că dacă așa cum fac ei, îi bine și noi trebuie să facem la fel. Eu cred că Dumnezeu ne dă câte o altfel de lumină la fiecare în parte, pentru că oricum suntem diferiți și asta e super, pentru că așa ne-o crea Dumnezeu. Dacă am fi fost toți la fel, ar fi fost rău. Și atunci fiecare avem o altă lumină de la Dumnezeu și nu mi se pare corect ca tu să vii și să-mi impui mie standardele tale. Dacă mie Dumnezeu mi-a descoperit altfel și eu așa cred că e bine și nu cred că e greșit bazat pe Biblie, atunci așa merg înainte. Deci putem pe metode, pe înțelegeri, putem fi diferiți și să rămânem frați și surori? Sigur. Copiii lui Dumnezeu. M-am gândit că Dumnezeu este cel mai, nu știu cum să spun să nu greșesc, oricum greșesc, cel mai interesant părinte. El are copii grași, copii slabi. Are negri, nu știu, am voie să zic are negri sau nu am voie să zic. Aveți voie, nu vă condamnăm. Deci el are alb deschis, galben, roșu. Mă lasă, eu sunt de modă veche, n-am cum să zic. Dacă e negru, e negru, dacă e alb, e alb, dacă e galben, e galben. Are înalți, are scunzi, are vârstnici, are... Și Dumnezeu iubește pe toți, îi înțelege pe toți, le-a dat la toți un model, dar niciunul nu sunt de modelul celălalt, ci modelul este Iisus Hristos. Frate din comitet. Ce aș schimba sau... Ce vrei tu? Știu dacă ești în comitet, acum mai pot să spun nimic. Da. Sper să nu fie așa, că pe când ești în comitet nu mai pot să spun. De multe ori ne împiedicăm în lucruri mărunte care nu și-au rostul. Complicăm viața de credință și lucrul ăsta l-aș schimba. Aș schimba, gen, îmi amintesc acum repede un lucru. Țin minte că era o problemă în timpul, adică încă suntem în pandemie, dar în timpul pandemiei, cum să luăm cina? Dintr-un pahar sau din mai multe păhărele? Asta e un lucru care, adică nu și-are rostul. Nu și-are rostul. Și lucrurile astea, în primul rând, le-aș schimba în biserică. Bun, ca să te ajut să nu primești prea multe capace, știi?
Tu ai o problemă dacă eu vreau să iau cu ei dintr-un singur pahar? N-am nicio problemă. Dar pe tine să te las cum ai hotărât tu. Pot să iau și eu dintr-un pahar, din același pahar, nu mă deranjează. Și poți să ieși. Sau gen, acum eu am barbă. Nu poți să slujești dacă ai barbă. Toți avem barbă, tu ai păr pe barbă. Lucrurile astea care n-au o semnificație. N-ar fi mai cinstit să vină un frate sau o soră, că poate veni oricine, să spună, băi, dă-ți barba jos că arăți mai tânăr fără barbă sau mai înțelept sau cotar, dar nu să zic că mai sfânt. Da, știi, chestia asta cu sfințenia, tu dacă ar ține de barbă și de bărberit sfințenia, tu cât ți-ar lua? În 5 minute ai devenit exact, sfânt de numai, dar cu altele nu prea... Sau alte lucruri, da. Da, nu? Chiar da. Așa de ușor. Asta e un lucru care l-aș schimba în biserică. Iar apoi, un alt lucru, aș încuraja frații să eu și slujesc la închinare foarte mult și chitară, am văzut înțeles, chitară, închinare și cât contează foarte mult închinarea în biserică. Dacă lucrurile pleacă de la o inimă deschisă în seara programul, când e programul, deci oamenii sunt altfel, dar sunt oameni care vin. Hai să cântăm Voi veni cu bucurie. El din față. Exact, exact. Și atunci lucrurile astea, de multe ori se aude în biserică, zice, lasă-ți problemele la poartă și vino aici și închină-te cu bucurie. Dar omul poate să-și lase problemele la poartă? Adică lucruri de astea absurde, care, cum să-ți lași problemele de viață la poartă și tu să vii să cânti să, și așa mai departe. Da? Deci gândirea care este în biserică, eu asta aș... Nu poți să o faci, dar aș îndemna să cum să zic, să gândim cu picioarele pe pământ. Capul în cer și picioarele pe pământ, da. Deci o să avem biserică pe viitor, la ce oră să începem? Nu contează. Nu contează. Bine, ar fi să fie la fix, da. Nu la cât începe, la ce oră. Știi ce mi s-a părut interesant? Și nu vorbesc de lumea voastră, vorbesc de lumea mea, așa, în pilde. Era o vreme, am crescut cu chestia asta, nu m-a deranjat, m-a deranjat argumentul. Să începem la ora 9, pentru că ucenicii s-au dus la ceasul al 9-lea. Adică ei mergeau la 3 după masă, noi să începem la 9. Dar nu mai contează. Deci asta pe noi ne deranja argumentul în sine. Dar dacă te-ai fi dus într-o biserică în care spui, fraților, hai să începem la 9 și jumătate, că tot nu venim până ne hrănim vacile, să nu suntem numai mincinoși, știi? Da. Și aia care veneau la 9... tunau în aia care nu veneau, care nu erau acasă, deci îi mustrau tot pe ăștia care, în fine, povești. Păi a venit pandemia. Da. Ce nu ai putut face în relațiile frățești 20 de ani? Virusul a schimbat, că e la 2, că e la 4, nu mai interesant. Și acum eu aș avea o întrebare pentru aia care a ținut cu dinții, știi? Bă, dacă e scriptură, înseamnă că ne-am lepădat de scriptură. Iar dacă nu e scriptură, înseamnă că o grămadă de ani am ținut noi că e din Scriptură și n-a fost din Scriptură, Domnul să ne ierte. Da. Deci o să începem la ce oră, nu contează. Asta e de comun acord. Da, să da, fie da. Bine pentru să fim treji cât se poate, da? Da. Și dacă putem să venim un pic cu bucurie înainte. Acum nu poți oricând să vii cu bucurie, dar... Bun, și ce faci dacă... Ferdinand, tu ești în față, lider de închinare, da? Și te duci în biserică și îi vezi pe toți amărâți, așa, necășiți, cu tare. Ce faci? În afară de dai cu chitară după ei, că nu poți, numai după 1-2 se sparge, s-a dus. Da? Noi am avut o perioadă la biserică când, oricum ar fi fost din față, oamenii nu cântau și nu se închinau. Și atunci ne-am, împreună cu soția mea, am hotărât, ok, cântăm cântări noi, nu astea nu merg, nu cântă frații, începem cântări vechi. Cântăm cântări vechi. Și am început o perioadă cu cântări vechi și nici asta nu a mers. Că și erau vechi, da. Sau vechile obicei. Și atunci am zis, înseamnă problema nu ar fi la cântările care le cântăm, ci la întreagă. Și atunci l-am rugat pe Dumnezeu să intervină. Și biserica în care noi slujim, cel puțin, acum frați care sunt stană, oricum sunt, dar în general oamenii când vin la închinare, am văzut lucrul acesta la Biserica Muntele Sionului din Petrila, orice cântare ar fi, că e o cântare nouă, că e o cântare de închinare worship, că e cântare veche, populară, că frații se închină.
Dar aici, aici a intervenit Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Și... Nu, acum, dar, asta zice pentru cei din față, nici noi să nu fim mai rieni. Da. Dacă, hai să zic, Doamne ferește, vine un cutremur, nu? Da. Sau apare un incendiu sau ceva și au murit oameni, au pierdut cu tare, venim duminică dimineața la biserică și tu iei chitara, frate, slăviți să fie Domnul, ce binecuvântări, adică în prima parte pare un pic extraterestru, poate tu să spui fraților, cum să vă spun, cutremurul a fost și la noi. O ars și în vecini, ne-o ars și nouă capra și nu știu ce, dar acum, dacă vi le spun pe toate astea, pe bune, ce mai învie capra sau cutare? Deci eu aș avea 127 de motive să fiu necăjit. Și mă gândesc la următorul lucru. Când un necăjit o să conducă în închinare niște necăjiți, o să ieșim toți înviorați. Da. O picat pe mine sau prin voia Domnului să fiu aici dimineața asta, hai să vedem dacă nu putem face chestia aia. Dincolo de capre, cutare, totuși, cutremurul ăsta l-a afectat pe Iisus Hristos. Dumnezeu rămâne același și merită lăudat. Ar merita. Da. Dacă mai vine un cutremur și la noapte, ca să ne ia și ce-o rămas, sau vine inundație după chestia asta. Sau în timp ce cântăm. Sau în timp ce cântăm, ne scutură Domnul. Da. Poate da. Că în momentul ăla l-aș trezi pe unul, ar spune, băi, copilul ăla nu-i nici aerian, adică a venit din Sfânta Sfintelor de nu știu unde și el nu știe că mi-a murit vaca sau ceva, el știe, o trecut și el pe aici, sau știu dacă nu a trecut, ce poate, dar nu mi-a luat el vaca și viței și cu tare, și totuși el are dreptate. Hristos este valoarea vieții noastre. Deci, până la urmă, există speranță pentru biserică, nu? Cu siguranță. Da, da. 100%. Mai sunt tineri buni în generația voastră? Da. Mai sunt. Deci este viitor. Sunt, da, da. Este viitor. Trebuie să ne corectăm și noi aici, să nu zicem că vai de mine cu tinerii ăștia, nu se... Că așa a fost și în vremea noastră, stați liniștiți. Deci când se uitau la noi, unii, nu toți, când se uitau unii la noi, au zis că e sfârșitul. Nu iasă nimic. Ce-o ieșit e tot mila Domnului, da. Bine, ce să zic? Vă las să vă întrebați voi unii pe alții, că eu trebuie să încheie emisiunea. Sau vreți să spuneți voi neapărat ceva, da? Aveți ce spune. Tu cu nevasta aici le-ați lămurit toate. Tu la nevasta îi spui acasă. Vrei să-i spui neapărat ceva ca să iasă? Cu iubesc, în rest ce să... Da, înțeles, iasă bine minciunea. Crezi că o să se uite, ești logodită sau... Încă nu, dar ar fi cam pe bune, nu? Cam da. Da, deci ai auzit, băi, fata speră. Deci mai cum să-ți schimbi hai ideile. Cu inelul. Adică nu să schimbi ideile și poate nu sună bine. Versetul ăla în Scriptură, ce ai de făcut fă repede, ce tot amâi atâta. Ce și... poți face azi, nu lăsa-te. Da, da, consum benzină și rost papucii deja, deci, măcar să aibă un efect emisiunea asta, dă un like acolo și vezi tu ce mai trebuie să faci pe lângă. Bun, chiar m-am bucurat să fiu împreună cu voi și, și, noi. Și noi. Mă bucur că facem parte din Biserica lui Hristos. Acum, următorii, nu știu câți ani, 70, 80, cât o să mai modeleze Domnul în noi până o să devenim ceea ce trebuie, dar mă bucur că sunteți implicați. Ați încurajat tinerii să se implice, așa-i? Da, da. Tot timpul. Da, cu toată bun, și viața, dacă au teme și minuni și vor să fie... E foarte greu, într-adevăr, da? Mai ales în această perioadă, că eu sunt studentă și știu, mai ales cursuri online, tot. Dar eu cred că se poate. Cum ne facem timp pentru alte lucruri, găsim timp și pentru... Ar trebui să găsim timp pentru Domnul în primul rând și apoi ce ne rămâne pentru... Nu că am vrut să întreb tu 24 de ori, 24 ești tot online, mai ești cu și o pauză, nu? Mai uită să deconectezi din când și trece tot online sus, da? Da, da, da. Nu, să nu intrăm aici ce fac șmecherii. Deci voi nu uitați că noi dacă am spart computere pe la NASA și pe la Casa Albă, deci pot să le facă la profesori ce am înțeles unii, deci e nenorocire. Profesor, e bine. De unde se știe profesor de geografie? Da, de unde? Ce știu toți șmecherii ăștia. Da, e ok, e bine. Deci există speranță. Eu ce-am recomandat, să știi ce-am făcut. Mi-am luat pauzele la biserică. De ce o spun, dând slavă lui Dumnezeu, nu mi-este rușine să meargă lumea pe unde am trecut, să se uite și în catalog. Deși am avut eu startul meu, cum l-am avut, și complexul meu și toate celelalte, dar nu mi-am băgat carnetele pe foc neapărat să șterg orice urme. Și dacă mă întrebi cum de n-am lipsit de la biserică sau ceva, mi-am făcut timp. Și mi-am luat pauzele la biserică.
nu mi le-am luat la fotbal sau în altă parte, mi-am luat la biserică și m-am dus la biserică, m-am închinat și am venit înapoi unde a trebuit și e ok, am rezistat destul de bine. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit, vă mulțumesc vouă că ne-ați ascultat. Din partea băieților și a fetelor, seara asta nu prea iese cu folos pe măritii și pe ați văzut că cam toată lumea e rezolvată. Dar sperăm o emisiune viitoare când poate prindem aici aia care încă mai găsim numere de telefon, adrese de e-mail. Dar sper că ați rămas măcar cu lucruri bune, cu învățătură în suflet și dacă l-aveți pe Domnul Iisus Hristos și dacă n-ați învățat nimic în seara asta, tot câștigați sunteți că de la El puteți să învățați orice, în orice vreme. Și uite, marea provocare pentru voi, în speranța că, da, nu știu dacă o să fie așa, dar să zicem că nu v-a plăcut nimic din seara asta, știi care e provocarea mea pentru voi? La următoarea emisiune să fiți voi. Ăștia perfecții, mostul roșii care... Să vedeți voi ce fain e pe scaunele astea, nu? Da. Mai ales că nu-ți spune nimic ce discuți de la început, așa de fain, da? Dar noi ne-am simțit bine, mulțumim lui Dumnezeu. Fiți o binecuvântare pentru alții, mulțumiți lui Dumnezeu, nu doar pentru noi, cei care ne vedeți aici, ci pentru cei care în spatele camerelor închise sau deschise, de data asta deschise și a monitoarelor și altceva, lucrează ca să ajungă mesajul la voi și fiți o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu, așa cum spuneam, a folosit tinerii când a fost vorba de venirea Fiului în lume, a folosit tineri atunci când a transmis mesajul Evangheliei, când a scris mesajul Evangheliei. În fiecare generație Dumnezeu i-a folosit pe toți, de a folosit și pe tineri. Deci dacă sunteți tineri, așezați-vă viața la dispoziția lui Dumnezeu, 100% merită lucrul acesta. Dacă sunteți mai tineri decât tinerii, până la 99 de ani, folosiți-vă viața înțelept și după aceea mai discutăm ce urmează, că sigur urmează frumosul.